Și atunci eu, Părinții Biscă din Cloș, astăzi, la 25 ianuarie, Biserica Ortodoxă răzduiește, e unul din cei mai mari sfinți teologi ai Ortodoxiei, de-a lungul a 2000 de ani. E Sfântul Grigorie, teologul sau cuvântătorul de Dumnezeu, care a trăit în secolul IV. Câteva cuvinte este viața lui. Tatăl său era la început păgân, nu era încă botezat, se chema Grigorie. Și de asemenea și mama sa, care se chema Nona, și-a avut 3 copii. Și cel mai mare, Sfântul Grigorie, care îl prăznuim astăzi, și sora Sfântului Grigorie, Sfânta Gorgonia, și pe un frate al lui care se chema Cesarie, 3 copii. S-au creștinat părinții și copiii, de așa, și a fost acest tânăr dat la învățătura cărții. Tatăl său era om învățat, un fel de avocat, rector, și a ajuns tatăl său episcop în provincia numită Cezarea Capadociei, localitatea numită Nazians. Această provincie, Capadocia, este astăzi în centrul Turciei. Cum știm, turșii nu erau pe vremea aceea, erau prin Mongolia încolo. Acum, sigur, de vreo 1000 și ceva de ani aproape, au ocupat țările creștine cele mai importante, mai înseamnă țările ortodoxe. Și tatăl său a dat pe fiul la învățătură, a învățat și acolo în orașul lui, a învățat și la Atena, orașul cel mai vestit al înțelepciunii vechi, păgâne, însă învăța mai ales filozofia. Și a fost prieten foarte apropiat cu Sfântul Vasilii cel Mare. Se spune că erau ca două suflete într-un trup. Așa erau de buni prieteni și unii erau și celălalt și nu știau decât un singur drum. Școala, gazda. Și biserica. Și aceasta a fost viața lor. După ce am terminat în alta teologie, învățătură și filozofia vechi greacă, au primit Sfântul Botez, atunci se boteza lumea mai târziu, era obicei evrei, de atunci secolul IV, acum 1700 aproape de ani. Și a fost făcut preot chiar de tatăl său și s-a retras într-o sihăstrie, într-un loc retras cu Sfântul Vasilii, s-au făcut o mănăstire, unde au stat câțiva ani și s-au nevoit acolo în pont, în răsăritul Turciei de astăzi. După câțiva ani, bătrânul tatăl fiind obosit și erau mulți sectanți, eretici, arieni se cheamă pe atunci, sectanți, cum zicem noi astăzi, și nu mai putea bătrânul să facă misiunea asta. Și a chemat pe fiul său să vină să-l ajute. S-a venit și el și Sfântul Vasile de asemenea. Sfântul Vasile ajunge arhiepiscop la Cezarea Capadociei, iar mai târziu Sfântul Grigorie este și el hirotonit episcop de Sfântul Vasile și n-a voie să primească scaunul episcopal. Era foarte smerit și era foarte sensibil sufletește. În schimb, era un mare vorbitor, un mare teolog al cuvântului, al gândirii teologice. Și după o vreme a ajuns patriarh la Constantinopole, s-a luat parte la sinodul al doilea ecumenic, la anul 381, atunci când s-a fixat în dogmii crezul. Păi Sfântul Grigorie, teologul, este cel care a fixat ultimele articole, să zicem așa, s-a contribuit cel mai mult. Se spune că lui aparține cuvântul acesta, credem și în Duhul Sfânt, care de la Tatăl purcede, sau izvorește, dacă voi. Păi acestea sunt cuvintele marelui gânditor și teolog, Sfântului Grigorie, teologul. Tot după multă vreme, din anumite ispite, era și campanăbicios, s-a retras din scaun și s-a redus la provincia sa, unde aveau ei o moștenire, părinții muriseră, se chema Arians. Se spune în viața Sfântului Grigorie, când a ajuns la Constantinopole, era un eres mare de tot al arienilor din secolul IV, deci numai 17 biserici ortodoxe au găsit în Constantinopol, orașul cel mai mare, sau capitala Imperiului Ortodox de Răsărit. Iar după 12 ani cât a stat acolo, a lăsat numai 17 case de adunare ale păgânilor sau ale sectanțelor. Tot i-a întors la Ortodoxie. Și prin ce căi? Că un adevărat teolog sau o teologie adevărată are 3 laturi. Întâi trăirea. Dacă nu ești om de rugăciune și nu ți-e dragă biserica,
Să nu citești Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți și nu pui în practică cât de cât ceea ce citești, nu poți să fii teolog. Deci întâi teologia rugăciunii sau teologia practică a trăirii. A doua natura teologiei este teologia culturii, dacă voi, sau a cunoștințelor. Trebuie să ai și carte. Că dacă ești pus în fruntea unei biserici, apoi trebuie să știi teologia cea adâncă, înaltă, a Sfintei Scripturi, teologia Sfinților Părinți. Și a treia este teologia misionară, să faci și misiuni, să tragi și pe alții la Hristos. Degeaba tu te-ai putrași ca cu cunoștințe, cultură, cu limbi străini, știi Scriptura pe de rost, o discuți, o explici, dar în jurul tău îi plin de secte, de oameni răi, de căzuți, necredincioși, care mai ridicat. Tot asta să câștiu eu, mă duc la liniște și mă mântuiesc. Ba, nu te mântuiesc, dacă nu faci și misiuni. Mai ales atunci când ai ce spune și când ai și cultură și când ai gustat și din dulceața rugăciunii sau a trăirii în Hristos, deci iată cele trei latura la adevărate teologii. Trăirii în Hristos, cultură sau învățătură ortodoxă adâncă, după măsura mintei și după harul care ți-l-a dat Dumnezeu, și a treilea teologia pastorală sau misionară. Așa au făcut toți Sfinții Părinți. Și așa a făcut și Sfântul Grigorie. Așa a făcut și Sfântul Vasilie cel Mare, că era bolnav. Tot timpul era murit de tânăr. Dar până în ultima clipă a făcut Sfânta Liturghie, s-a vorbit de Hristos și a făcut misiune. Sfințenia vieții personale, cu adânca cunoștință a Sfinților Cărta, Sfinții Scripturi, și cu cuvântul de învățătură, a format această trăime teologică a întregii creștinătăți a Ortodoxiei. Și asta trebuie să o urmărim și noi în viața asta. Cât de puțin, cât de puțin. Ei bine, Sfântul Grigorie teologul rămâne unul din cei mai mari și mai înalți gânditori ai teologiei ortodoxe după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Și al treilea este situat, a numărat Sfântul Simeon, noul teolog, care a trăit la anul 1000, în Constantinopol, la o mănăstire. Ei bine, ăștia sunt așa numiți înalți teologi sau gânditori ai teologiei ortodoxe de cele 2000 de ani. Dar pentru noi cei de astăzi, ce ar trebui să mai știm noi despre Sfinții de odinioară? Mai întâi că Sfinții de odinioară erau foarte smeriți. După ce învățat atâta carte, se temeau să de Sfânta Preoției, se cutremurau. Iar de arherii nu mai vorbim. Deci, cunoștință multă, smerenie multă, și neapărat rugăciune multă. Acestea, zic eu, formează un adevărat teolog al vremilor de astăzi. Un om care trăiește. Dar să ne întrebăm omul de la țară, sau chiar călugărul simplu, toți călugării mari aparte sunt de la țară, cu puțină carte. El nu este un teolog. Ba da, este teolog practic, sau teolog al rugăciunii, al trăirii, al unirii cu Hristos. Și asta e foarte important, fără asta nu este mântuit. Degeaba știm din străine și știm teorii și definiții și fel de fel de filozofii și teologii, dar la capitolul trăirii suntem repetenți și poroși. Cultură multă, dacă nu și trăire. Ei bine, mă gândesc la mănăstirile noastre de astăzi. Ce bine ar fi dacă ar fi cetăți ale teologiei cele întreite. Trăire, cultură teologică și misiune sau povățuire a sufletelor omenești. Nu putem să fim numai niște gospodării. Mai ales acum, când e atâta lipsă de mari teologi, când e atâta lipsă de sfinți. Mai sunt sfinți, la țară special, văduvele, câte o bătrânică, și sunt deja copii nevinovați. E o teologie lăsată de Dumnezeu, prin naștere și prin botez. Dar cu asta nu poți să stai în fața sectelor și în fața celor care lucrează cu demonii. Este o întreită teologie ca să fie și trăirea unită cu cât de cât cultură, să putem ști ceva, ca să degeaba ieșim la drum fără puștă, cum se spune. Și apoi să învățăm pe fratei noștri dreapta credință, să-i apărăm de acest război sectar sau satanic, care mai ales în ultimii ani s-a pornit împotriva creștinilor și în special a ortodoxilor. Ce frumos ar fi
ca mănăstirile noastre să fie cetăți ale întreitei teologii, să găsești cuvântul mânghierii, să găsești pe un duhovnic care să te mânghii, să te dizlege, sau chiar să te lege după acasă, să găsești cuvântul de învățătură, de bărbătare, să găsești oameni de rugăciune, care prin trăire, prin ascetă și prin rugăciune, să poată izgoni patima, naravul și demonul din tine, sau chiar și din mine. Să găsești oameni care să aibă milă de ceilalți și de cei mulți și să tragă și să îndemne la adevărata credință în Hristos. Iată dorința noastră astăzi, sau nevoia cea mai mare care o are biserica astăzi. Noi nu avem mare nevoie de biserici propriu-zis să le construim. Trebuie, dar nu-i prima grijă asta. Sfinții făceau liturghii și într-o colibă, dar se pogora Duhul Sfânt și se făceau sfinții ca o flacără de foc. Așa e adevărata catedrală, acolo unde slujesc oameni cu viață sfântă. Dar până aceea avem nevoie și de catedralele acestea sau bisericile noastre de cărămidă, de zid, de piatră, de lemn. Dar marea teologie este aceea a trăirii. Ori astăzi nu mai avem sfinte de acum 1700 de ani. Mari teologi ca sfinte, ierarhi Vasile Grigori și Ioan, ca alți sfinți mari, nici mari sehaștri ca odinioare, nu mai avem. Până s-a golit, s-a superficializat, s-a banalizat. Suntem progresul nu teorizontal, care cum alergăm după materie, cât mai mult în materie, și timp puțin, cât mai puțin se poate. Și de trăit, nu când oamenii în arhii noștri, oamenii români în sânge, sunt buni, poporul nostru. Dar alergând după nimicuri, după puțină, prea puțină avere, n-au nici timp să mai zică Tatăl nostru. Asta e. Alergăm și murim zicând pe drum Tatăl nostru. De aceea ne întoarcem înapoi la Sfântul Grigori, teologul. La Sfinții Trei Ierarhi, care sunt o comună trăimică a Ortodoxiei. Nu i-am mai trecut nimeni în gândire, în trăire, în vorbire, în sfințenie. Nu i-am trecut nimeni. Dumnezeu știe este tot. Dar noi cei de astăzi, lipsiți de mari teologi de altă dată, lipsiți și de înalta cultură teologică, învățăm noi ceva plăcere seminare. Azi mă duc, din mâine m-am întors, fără mâine mă dă cam trecut asta a doua, anul 2, anul 9, dar diferență de puțin sau mai nimic. Acum când suntem invadați noi ca țară ortodoxă de atâta neortodoxi și de atâta nebotezați sau lepădați de la botez, de atâta apostați, care sunt aceste secte, bine plătite, ne așa, din afară, și care au declarat război României ortodoxe, au declarat război Sfintei Cruci, și mai ales război și hulire ca Sfinte Născătoare de Dumnezeu, care sunt împotriva Sfintei Liturghii și a Sfintelor Taine, care hulesc, cum spune acolo la Matei, la capitolul 24, le s-a dat gură mare, hulitoare. Ei bine, nu ne putem pune mintea cu ei, dar nici să trecem total sau să ne ascundem în marginea căzului, până trece fortuna. Trebuie să stăm în calea poporului lui Dumnezeu și să mângâiem sufletele oamenilor, să-i îmbărbătăm și în credință, să-i îmbărbătăm și la trăire, să-i îmbărbătăm și în fața sectelor, să-i îmbărbătăm și în lupta cu greutățile sectelor. Cam asta ar fi marele rol al mănăstirilor. Ele sunt cetăți întâi de rugăciune, dar neapărat și cetăți de trăire, de formare duhovnicească a celor tinerilor care vin în mănăstiri. Astfel, în să ne formăm, ne deformăm și ajungem mai rău decât cum am pornit la drum. Dacă ne dă Dumnezeu puțin înțelepciune și har și ne dă Dumnezeu puțin putere să mai cunoaștem, să mai și trăim, să ne mai și rugăm, să ne mai și bucurăm, să nu fim egoiști, să întindem mâna și cuvântul și inima milostivă pe omul cel nătăjit de la țară, pe săracul, pe cel care nu știe, pe cel care e încoțit ca un om bun de câmp și de lucru, să ne fie milă de oamenii care sunt încoțiți de secte și de pașe. Nu numai sectele ne distrug, dar ce este alcoolismul, ce este destrâul, ce este ucigerea noastră a copiilor, dacă nu sunt cele mai cumplite patimi care desfigurează ortodoxia, satul și orașul nostru românesc ortodox de altă dată. Ne este rușine nouă înșine să mai vorbim despre noi, despre frumusețele țării noastre, doar dacă vorbim despre peisaje, despre copaci, despre fotografii, dar nu despre viață. Viața noastră, lasă-mă de Dumnezeu.
Și aici dacă am umblat noi, s-au arpunit mănăstirile umăr la umăr, cu preoții misionari de la state și de la orașe, să mă lăsăm cele plimbări turistice și peste hotare, să mă lăsăm cele griji după avea și alergări, să se punem umărul la greu acestui neam, să mai mângâiem poporul lui Dumnezeu. Cum mai sunt încă copii nevinovați, mulți, trompuții sunt nevinovați. Și să ne dăm și noi, indirect, măcar o creștere, un ajutor. Plus mamele și tații care mai mulți ei îi nasc și mai mulți ei îi se smintesc și îi lasă de capul lor. Deci cumva ar trebui, deci o leacă de mai multe misiuni, așa cum a făcut și Sfântul Grigorie, teologul. Trei ani la început în pustietate, după ce a terminat cu învățătura, apoi s-a făcut preot, apoi a fugit de arherie, a ajuns în sfârșit patriarh, asta cât a putut, s-a retras la liniște și și-a sfârșit viața în rugăciune, scriind imne de slavă preasfintei trăim și rugându-se neîncetat. Spune acolo într-un loc despre viața lui, el însuși spune, zice, îmi aștept un sac pe sub mine, mă îmbălesc cu o cârpă și mut în fiecare noapte căpătâiul sau perna cu lacrimi. Asta a fost viața lui la unul. Adânc de smerenie într-un adânc a inimii plină de teologie și de sfințenie și de fapte bune. Ăsta este adâncul teologului adevărat. Adânc de smerenie, adânc de iubire, adânc de cultură, adânc de rugăciune. Astfel, suntem ca niște cântâni părăsite, fără apă sau cu apă care nu-i bună de băut. Așa încât, iată, pe scurt, mesajul sau sfatul nostru, care ne-l dăm copiii nouă înșine astăzi, când ne gândim la acești titani ai Ortodoxiei, care au sfințit pământul și creștinătatea, și-au apărat dogmele sfinte ale bisericii, și-au pus temelia crezului ortodox de aproape 2000 de ani, și-au lăsat nou model viața lor sfântă. Gândiți-vă că Sfântul Grigorie a avut mamă sfântă, nu n-a pus în calendar, tatăl său și el e pomenit undeva la mineiul bisericii. Sora sa Gorgonia este sfântă, trecută în calendar, fratele său Chesare este trecut în calendar, o familie sfântă, doi părinți cu trei copii, toți sunt puși în calendar, iar la Sfântul Vasile cel Mare, din 10 copii, erau 5 și avem în calendar, cu mama lor și cu bunica lor Macrina. Vedeți, aceste familii de sfinți, care nu numai adună, ci se dau altora, nu numai pentru ei strâng, ci și pentru alte se sacrifică. Și numai așa putem să noi să menținem Ortodoxia în țara asta, în statele noastre, în orașele noastre, nu numai ca funcționari, ca trăitori, ca oameni care și știm, și simțim, dar și dăm din noi. Și o bucată de pâine unii trebuie, și o vorbă bună unii nevoie, și o carte unii se simte lipsa, și să simt toți una. Altfel, dacă fiecare călugări sunt cui în pădurea lui acolo, preotul în casa lui cu etaj și închide bine noaptea, omul lăsat de vânturi care tu ne poate și ne mântuim. Nu ne mântuim nici unii, nici noi, nici dumneavoastră. Dacă nu vom lucra, trăimic și în unitate duhovnicească. Și mireanul, și călugărul, și preotul, și episcopul, toți suntem ai lui Dumnezeu. Și ne-a pus Dumnezeu să trăim cu toții în sfințenia Evangheliei lui Hristos. Fiecare merge cât poate, duce în spate cât poate, împlinește fapte cât poate, dar toți să colaborăm și să punem umărul la greul neamului și la greul Ortodoxiei acum când este pusă la examen de foc. Suntem în anii cei mai mai de pe urmă și simțim din plin lupta lui Antichrist împotriva creștinătății și în special al Ortodoxiei. Tot ce ne dă nouă Occidentul să ne fie iertat, inclusiv ciocolata lor, nu ne trebuie. Nu avem nevoie de sfaturile lor și de dogmele lor. Ei ne aduc toate urțiile acestea. Deci frâul acesta teribil, ei ne-l aduc. Nu am urțit de ruși, pe ei tot i-am judecat pe ruși. I-am zis și aduc, da? Acum a dat de capul lor. Dar cei din apus, aceea fabrică, toate răutățile și le deșartă pe țările noastre. Inclusiv alcoolismul, este încurajat. Iar noi suntem vinovați că tăcem, că nu deșim nimic. De sus în jos și de jos în sus. De încheiere, vă reamintim, astăzi prezăim un mare sfânt, un mare teolog al lumii, care stă înaintea Domnului Preasfintei Trăimi, Sfântul Grigorie, teologul, să-i șerim rugăciunile și ajutorul și să ne adaune și nouă puțin din înțelepciunea așa mare care a avut-o el. Iar noi, smeriții, în fața icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților, să cerem ajutorul Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor ca să putem birui patimile din noi și mândria, să putem birui
gurile cele hulitoare ale serpilor, să putem birui pe demon, să împreună într-un glas să-L slăvim pe Tatăl, pe Fiul, pe Sfântul Duh. Amin.